In absentia lucis, tenebre vin cunt. Sună înfiorător, dar mesajul ar vrea să fie mai degrabă optimist. Putem evita tenebrele aprinzând, după puterile noastre, o lumină. Sigur, puterile noastre sunt limitate. Asta este, până la urmă, a fi om. Dar putem vedea puțin. Mai mulți putem vedea poate ceva mai departe. Și poate vom reuși să găsim ieșirea din celebra peșteră a lui Platon. Citatul vine din latină, este evident, în absența luminii înving tenebrele, învinge răul, întunericul. Și cu ocazia asta putem să explicăm jucărica care avem aici. Este un simbol creat aici, de noi, la noi în oraș, împreună cu colegul și prietenul meu, Victor Serpu, și care încearcă să cuprindă, să spunem, niște elemente importante care să ne ghideze, să spunem, către viitor. Lumina este candela. Multă lume spune ce caută candela în ceva legat de știință, că e ceva religios și pentru multă lume religia este văzută ca fiind ceva prin definiție împotriva rațiunii și căutării. Nu pot să spun decât că este nu doar fals, dar nici măcar credibil și nici măcar nu e ideea mea. Referința este la o celebră carte a lui Carl Sagan, pe care l-am văzut, cei care se mai învârstă l-am văzut la televizor în celebrul său serial Cosmos. În cartea sa despre demoni are subtitlul Știința ca o candelă în întuneric, pentru că acesta este rolul esențial al științei văzută în sensul ei propriu. Sensul ei propriu fiind de a încerca să ne apropiem cât putem de mult de înțelegerea realității. Sigur, nu putem nici măcar spera că putem înțelege în întregime și exact realitatea. Este ceva mult prea dificil pentru starea noastră căzută de oameni. Dar putem măcar delimita unde sigur este greșit sau suficient de sigur e ceva greșit, încât să ne fie util. Chiar dacă nu știm exact cum e bine, putem aprecia ce sigur nu e bine. O înțelegere proastă a științei și foarte populară este așa numitul scientism, care în linii mari s-ar defini ca forma, a spus cineva om de știință, sigur așa este, noi, niște oameni de rând, trebuie să absorbim ce ne spune dumnealui. Nu e chiar așa. Știința are limite considerabile. Oamenii de știință, sigur, se apropie mai mult în a înțelege în domeniul mai îngust și mai specific, deseori pierzând din vedere aspecte care nu se apropie foarte tare de domeniul lui de expertiză sau de interes. Mai ales atunci când cineva spune ca om de știință trebuie să mergeți obligatoriu pe drumul acesta, trebuie să fim foarte sceptici, pentru că acea persoană a depășit deja domeniul științei și a intrat într-un cu totul alt domeniu, domeniul politicii, domeniul moralei, care sunt ceva mai complicate și, deși informate de știință, nu sunt definite univoc de aceasta. Știința este ceea ce ne poate spune cum sunt lucrurile. Sigur, și asta cu oarecare limite, în unele domenii mai apropiat, mai precis și definibil cât de precis, în alte domenii mai vag. Iar nici într-un caz nu ne poate spune cum ar trebui să fie lucrurile, acesta intră deja în domeniul și moralei, în domeniul aspirațiilor, care
este mult mai larg decât domeniul accesibil direct științei și nici măcar nu ne spune cum ar trebui să ajungem acolo, pentru că acesta este domeniul politicii. Un traseu care ar putea fi credibil pentru un om de știință într-un domeniu îngust, și eu fizician sau un climatolog, e posibil să nu fie sustenabil politic, pur și simplu. Să nu ai suficientă putere să mergi încolo sau în momentul în care încerci să exerciți puterea, să pur și simplu să o pierzi, pentru că cei care ți-au conferit-o, în esență populația într-o democrație, consideră că nu e un drum potrivit și pur și simplu ți-o retrag. E posibil să nu vezi aspecte, adică aspecte cum ar fi cât poate duce o politică s-ar putea să fie accesibile și explorate de o altă ramură a științei, de exemplu sociologia sau politologia, care nu este consultată când un om de știință dintr-un alt domeniu emite o anumită direcție. E posibil chiar ca domenii întregi științifice să ajungă corupte de propriile iluzii. Este ceea ce se numește efectul Gold. Domnul Gold a observat că întregi domenii apar pur și simplu în jurul unei idei. Un grup scoate o idee și începe să o promoveze, face un jurnal științific în care se publică ideile care sunt considerate ortodoxe înăuntru acelui grup. Grupul tot crește, dacă prezintă interes eventual pentru factori de decizie politică, s-ar putea să atragă și finanțări susținute care să crească iarăși atracția pentru din ce în ce mai mulți cercetători care să alăture acelui grup și să adere ortodoxiei lui pentru a fi acceptați înăuntrul grupului și acel grup să pară că reprezintă un consens științific când de fapt reprezintă doar o bulă mai mare sau mai mică în interiorul domeniului care este considerat în general știință. Deci trebuie să avem grijă ca de fiecare dată să găsim echilibrul între ce e bun de la ceva și ce poate fi dăunător, și asta e valabil în absolut toate domeniile, știința nu face excepție. În general, regula este că trebuie să ne uităm, e bine să verificăm dacă există ceea ce se numește umilință epistemică. Dacă cel care spune ceva admite că greșește și eventual și cât greșește. Știința în domeniile cele mai avansate cuantifică exact cât anume greșește. Sunt niște chestiuni, niște factori sigma acolo, care dau niște bare de eroare între ce limite se poate avea încredere în acea afirmație. Uneori se transformată chiar și în limbaj normal, să spunem, cum sunt în rapoartele IPCC, unde afirmațiile au de cele mai multe ori o caracterizare cu grad foarte înalt de încredere, grad mediu de încredere sau grad redus de încredere, care înseamnă și mai multe estimări care ar putea să fie destul de departe de realitate. În momentul în care cineva vine și spune, știm sigur că este așa, pe momentul respectiv trebuie să fim foarte atenți, pentru că s-ar putea să fim în fața unui fundamentalism. Fundamentalismul nu este iarăși un domeniu specific religiei, el apare în absolut toate domeniile și este pe de o parte foarte atractiv, pentru că prin simplitatea lui atrage și în general noi oamenii căutăm simplitatea. Căutăm lucrurile clare și lucrurile clare și simple ni se par poate frumoase. Poate le găsim o altă formă, pure, când ele de fapt reprezintă o comoditate. Lucrurile nu sunt niciodată clare și simple sau nu ne sunt, claritatea și simplitatea nu ne sunt accesibile nouă, depășesc capacitatea noastră de înțelegere. Pentru noi, tot timpul lucrurile vor fi delicate și complicate. Și de aceea trebuie să ne ferim de cei care spun că știu sigur cum este ceva, pentru că s-ar putea să le scape mare lucru în cel mai fericit caz, sau s-ar putea întâmpla să fie promotor al altor interese decât cele ale noastre, definite în sens larg, ceea ce se întâmplă deseori. Dar cu ajutorul luminii putem deci să încercăm să ne orientăm de unde acest simbol al busolei care ne arată uneori ceva, nu știm ce, nu știm cum. Busola care o avem noi, busola clasică, ne arată nordul, dar și nordul e de multe feluri, pentru că el ne arată nordul magnetic, care știm foarte bine că nu este același cu nordul geografic și nici măcar nu stă pe loc, se mai și plimbă și ar putea să ne inducă în eroare și ea. Simbolul busolei apare în multe domenii
artistice, cel mai celebru probabil în cartea și seriile de filme, cred că sunt deja mai multe serii, Compasul de Aur, parcă se numesc, în care o busolă arată direcția către ce dorește cineva. Cred că și în Pirații din Caraibe era aceeași temă a busolei care arată ce dorești. Deci busola este ca simbol, este un simbol puternic care încearcă să aducă aminte că putem să căutăm referințe externe, s-ar putea să fie mai dificil să înțelegem ce înseamnă acele referințe. Chiar acele referințe care sunt clare și simple s-ar putea să fie mai complexe decât par la prima vedere și e important să le putem vedea într-o perspectivă. Ancora transmite nevoia de a ne ancora în ceva, de a ne găsi un punct de sprijin. Un lucru care este extraordinar de important, pentru că altfel riscăm să fim luați de vânturi. Mai ales în ziua de astăzi, când vin informații în toate felurile, în toate părțile, realmente nu mai știi de ce să te ancorezi, ca să poți, știu și eu, să ai o senzație de stabilitate, de măcar de timp, de a privi și de a înțelege realitatea din jur. Punctele de ancorare, din păcate, sunt rare și deseori și ele pot fi înșelătoare. Cum apărea în povestirea lui Sindbad, când ancoraseră ei cu corabia de o insulă foarte frumoasă și atractivă, care se dovedește a fi o mare leviatan sau o balenă, sau în orice caz, un mare monstru marin. Deci, ancora e o nevoie pe undeva, pentru că avem nevoie de stabilitate, pe de altă parte trebuie să fim tot timpul atenți să nu fie ceva care ne trage de fapt mai tare într-o anumită vâltoare. Știința, din punctul de vedere, este o ancoră rezonabilă, tocmai datorită faptului că ea tinde sau ar trebui să fie cel puțin autocritică. În momentul în care merge într-o direcție nepotrivită, tot cineva din domeniul științei este cel mai bine pregătit să observe că, de fapt, Pământul este în altă parte, orizontul este în altă parte. Și acesta este, de fapt, maniera în care se obține cel mai ușor celebritate în știință. Cei mai celebri oameni de știință nu sunt cei care au repetat mereu și mereu ce s-a transmis de alții înaintea lor. Sunt cei care au descoperit că au greșit ceva. Că ceva e diferit față de cât se credea și au deschis în felul ăsta mări noi de explorat pentru omenire. Newton, Einstein, Kai Feynman sunt persoane care au arătat că lucrurile stăteau cumva diferit și sunt celebri. Sigur, situațiile de acest gen sunt relativ rare, pentru că nu e simplu. Fructele ușoare, să spunem, ale cunoașterii au fost în general culese. E din ce în ce mai greu să descoperim lucruri, perspective complet noi și coerente și stabile și susținute și care să nu fost observate de nimeni din milioanele de oameni care le studiază în atât amar de timp. Și, în general, evoluțiile nu sunt atât de bruște cum ni se prezintă nou la televizor. De exemplu, Einstein a avut marea lui realizare, să spunem, în domeniul relativității, este că a schimbat punctul de vedere a unor chestiuni care au deja cunoscute. Dacă ține minte de la fizică, contradicțiile modelelor de până atunci erau deja vizibile și erau prezentate tot felul de teorii noi care să încerce să le pună în concordanță rezultatele experimentale cu domeniul teoretic. La modă de pildă era teoria eterului, care presupunea că în univers există un fluid, eterul, care se deplasează și care deplasează și o lumină care curge în el. Teorie care nici nu prea reușea să fie în concordanță foarte bună cu toate experimentele timpului, dar în baza căreia a fost dezvoltat aparatul matematic, care a fost ulterior preluat de Einstein ca atare.
ecuațiile, aceleași ecuații scrise deja, au fost pur și simplu puse de așa în altă perspectivă. El a observat, domnule, aceste ecuații nu descriu un fluid sau ceva, descriu pur și simplu o altă geometrie a Universului. Universul este altfel decât avem noi impresia când ne uităm prima oară la el, că este o structură tridimensională cu un timp care curge într-un fel. Și el a observat, aceste ecuații descriu un univers în care spațiul și timpul lucrează cumva împreună. Nu e clar de ce, nu știm cum, dar asta este realitatea. Rămâne mai încolo altcineva să poate să descopere și element, lucruri mai adânci în această direcție. Lucru care se tot încearcă de atâta vreme, pentru că și teoria relativității al lui Einstein are dificultăți în a se acorda cu o altă teorie pionată tot de Einstein, fiindcă veni vorba teoria cuantică, care tot așa, din ecuații care au fost elaborate pentru a descrie fenomene observate empiric, cum ar fi efectul fotoelectric pentru care Einstein a și luat un premiu Nobel, descriu un univers în care spațiul nici măcar nu este liniar. Este ceva care apare, dispare, ceva foarte fluctuant, care nu se potrivește deloc cu spațiul imens și majestic, sigur, ancorat cu timpul, dar la scară largă, a teoriei relativității. Și de atunci încă se caută o formulă, să spunem, o nouă perspectivă prin care aceste două teorii să poată fi cuprinse într-o imagine completă, o teoria a întregului, theory of everything, cum spun englezii. Nu avem așa ceva, asta nu înseamnă desigur că cele două teorii sunt greșite. Ele sunt funcționale pe domeniul lor, dar știm sigur că există un domeniu, un spectru, un spațiu în care cele două nu se racordează foarte bine, în care sunt lucruri care urmează să le descoperim, să le înțelegem, dacă o să fim capabili. Nu e deloc obligatoriu să fim capabili să facem asta, s-ar putea să rămână pe veci o ușă închisă. Să sperăm că nu e cazul, dar natura nu este deloc obligată să ne releve toate secretele ei. Tot ce putem face este să folosim cât mai mult și cât mai bine din ce știm și să ne menținem umilința epistemică care să ne tragă de mână când încercăm să spunem că știm totul, pentru că nu știm totul și chiar știința este cea și chiar prima care spune că nu știe totul și că are întrebări imens de multe pe care le cercetează în continuare, pentru că de asta avem știință. Dacă știința ar ști totul, n-ar mai avea sens cercetarea celor stare. Știm deja. Începusem să povestesc de partea de putere care e avansată, știu și eu, de cei care folosesc știința ca un fel de ciocan, științiștii, să spunem, și cât de ușor poate fi pierdută printre degete, pentru că puterea este ceva destul de greu de agregat și deseori contraintuitiv. Puterea este fatalmente necesară. Ne place, ne place, puterea e cea care mișcă înainte universul. Bine, putem să o scriem în termeni fizici, cu ecuații termodinamice și să o definim ca fiind o creștere permanentă a entropiei. Și pentru a crea zone de entropie scăzută, zone organizate, zone care fac ceva, orice, vorbesc la televizor de exemplu, e nevoie de undeva să obții energie sau putere. Cele două sunt într-o relație, deci într-o discuție generică pot fi folosite oarecum interschimbabil, nu și într-una tehnică, bineînțeles. Societatea umană este și ea o formă de scădere locală a entropiei, de folosire de energie pentru a crea ceva, o structură socială care funcționează și care reușește să controleze spațiul, mediul din jurul ei, așa cum o celulă reușește să controleze la nivel chimic spațiul, mediul din jurul ei. Această societate este creată folosind mecanisme de cooperare între elementele care o compun, adică noi, oamenii. Surprinzător,
societățile cele mai puternice nu sunt neapărat cele care au oamenii cei mai puternici. Și asta nu este valabil neapărat numai la oameni. Se întâmplă și la maimuțe, la antropoide chiar, unde s-a observat un fenomen destul de interesant. Masculii cei mai agresivi și mai furioși ajung să fie izolați și chiar uciși de restul grupului. Ceea ce poate suna contraintuitiv. De ce să renunți la cel mai puternic membru al tribului? O posibilă explicație este că tribul ar putea fi mai puternic atunci când cooperează, pentru că unirea face puterea și nici cel mai puternic mascul nu poate face față unui întreg trib de masculi, sigur, individual mai puțin pregătiți, dar care știu să coopereze. Fie și că, pentru că masculul puternic are nevoie și el să doarmă. Și atunci este complet neapărat. Această eliminare a exemplarelor cele mai puternice este, culmea, o soluție darwiniană, o soluție evolutivă în a rezolva capacitatea de cooperare ca metodă mai puternică, mai solidă, mai eficientă de obținut putere decât puterea individuală. Pentru că tăria, puterea oamenilor, până la urmă, este capacitatea lor de a coopera, de a forma grupuri, triburi, țări, națiuni. Mă opresc aici pentru că, deși ne-ar suna foarte bine și grozav de bine o civilizație globală în care să fim toți împreună și să cooperăm nelimitat, e ceva care sună minunat, dar din păcate nu pare deocamdată din domeniul fezabilului. Noi avem totuși niște tradiții tribale care au fost generalizate până la nivel de state-națiune, chiar la nivel de state ceva mai mare, deci acum, la ora actuală, puterile, jocurile de putere se fac la nivele sensibil mai mari decât simplu stat-națiune de tip european și care reușesc să concureze pe această piață internațională care este, până la urmă, destul de anarhică, doar prin intermediul puterii. Noi avem tendința deseori să generalizăm, să spunem, imaginea care o avem a justiției ca fiind o chestiune permanentă, care permează întregul spațiu și care se întâmplă cumva de la sine. Dacă facem că ceva este drept, acel ceva se va face de la sine, toată lumea o va promova cu drag și spor și nu e nevoie să se ajungă la un conflict care este până la urmă un test de putere. Din păcate, lumea nu funcționează așa. Nu există la nivel internațional o asemenea, să zicem, măcar o putere care să poată să impună o decizie juridică, să zicem, de drept. În acest punct de vedere, noțiunea de drept internațional, care este foarte des circulată, este o noțiune un pic lunecoasă, în sensul că nu există un drept internațional în sensul unui cod general de reguli și legi care se aplică tuturor țărilor. Ce este dreptul internațional este doar un păienjeniș de tratate și înțelegeri între state, la diverse nivele, fie bilateral, multilateral, la nivel ONU, la nivel mai înalt, și asta este o mare realizare a secolului 20, că s-a reușit în sfârșit coalizarea unui organism care să permită discuții generice, permanente între state, ceva ce nu exista în istorie până în acest secol, cu excepția încercării societății națiunilor. Dar care este doar atât, este doar un forum. ONU nu impune. Multă lume spune, ONU a dat cu tare rezoluție și cine o încalcă este un stat în afara legii. Rezoluție ONU este pur și simplu o concluzie a întâlnirii țărilor de pe glob, dar care nu este imputabilă, nu poate fi impusă nimănui. Este doar pur și simplu o părere. Sigur, multe țări pot să folosesc acea părere pentru a motiva anumite atitudini față de țările despre care este vorba aici. Dar nu e deloc obligatoriu să fie așa. Alte țări pot să spună că interesele lor superioare favorizează o altă atitudine față de respectiva chestiune și nu încalcă nimic. Nu se poate spune că acele țări ar încălca și o decizie judecătorească, cum se întâmplă înăuntru unui stat, unde există o asemenea instanță superioară care să impună anumite deciziile justiției, adică sistemul militar, sistemul de poliție, un întreg mecanism care are
puteri superioare, putere supremă chiar, prin intermediul puterii transmise de suveranitate. Faptul că ești suveran, ai puterea supremă asupra orice pe teritoriul pe care ești suveran. Nimeni nu are puterea de a ți se opune pentru simplu motiv că ai un monopol al violenței. Orice violență nu poate depăși violența pe care o asigură, pe care o poate furniza suveranul. Dacă nu ai puterea respectivă, înseamnă că nu mai ești suveran. Deci zona respectivă este fie la discreție o zonă anarhică, care în general nu are viață lungă pentru că este la un moment dat ocupată de altă putere suverană, ori este deja ocupată de altă putere suverană și doar își face iluzia că ar fi, că ar fi ceva suveran. Ei, putem să, dacă trebuie la capitolul puterea suveranității, putea să încercăm să înțelegem cum anume s-a ajuns la agregarea acelei puteri. Că ele sunt multiple, dar elementul principal sau unul din elementele principale care a contribuit la această agregare a puterii persoanelor individuale în puteri din ce în ce mai mari este încrederea. Încrederea nu a apărut chiar de la sine. Ea se dezvoltă în timp, este așa un mecanism evoluat și cei din sociologie au studiat cum a apărut așa, cum ar fi putut să se dezvolte și eu încrederea, folosind un joculeț foarte simplu, o dilemă a prizonierului, un joculeț în care doi concurenți pot să câștige împreună sau să piardă împreună într-un joc care poate fi cu sumă pozitivă sau cu sumă negativă și să încerce să vadă în ce condiții este favorizată această dezvoltare a încrederii, a cooperării până la urmă. Dintre minunile care ne aduce internetul este că putem avea acces la, să spunem, intuitiv, la modul în care funcționează astfel de mecanisme, într-un mod interactiv. Nu e nevoie neapărat să stăm să citim o carte, sigur, ar fi preferabil chiar să citim cartea, dar o metodă simplă și ușoară este să apelăm la un joculeț făcut de Nicky Case, Evoluția încrederii, care poate fi găsit pe internet, este tradus și în românește, chiar să-l pun aici în română, ok, în care putem să încercăm să ne punem în poziția cuiva. El începe cu o poveste destul de cunoscută și care sună poate ciudat, aceea jocului de fotbal între germani și aliați în timpul Crăciunului din 1914 pe frontul de vest. Și-au constatat, s-au observat o chestiune interesantă, cei care se mitraliau tot timpul de Crăciun au ieșit, și-au făcut brazi împreună, au cântat, au jucat fotbal, nu aveau nimic de împărțit. Ei ajunseseră să se împuște doar în urma conflictului unor entități mai mari din care făceau parte și care sigur puteau să ajungă în alt mod. Și putem vedea, putem încerca să continuăm jocul și n-am să continui cu el, am să trec foarte repede peste el. Ai o poziție de jucător în care poți să joci acest joc a încrederii dacă să cooperezi sau să trișezi. Și în funcție de ce alegi, poți să alegi și o să cooperezi, ai un anumit rezultat. Dacă el trișează, de exemplu, putem vedea că el câștigă mult mai mult decât tine. Și se poate vedea cum anume evoluează cei doi jucători ca câștig în funcție de cum joacă în continuare. Ca să scurtez, o concluzie la care ajunge până la urmă cartea și jocul este că un element extraordinar de important care permite creșterea încrederii este comunicația corectă între jucători. În măsură ce jucătorii știu să comunice, încrederea tinde să facă jocul să fie cu sumă pozitivă. Toți să câștige puțin, dar toți câștigă. Cu suficientă comunicație, cei care trișează ajung să fie eliminați din societate,
Pentru că ajung să fie cunoscuți drept trișor. Și în acest fel ajungem să avem societăți cu grade ridicate de încredere, care tind să fie foarte performante, pentru că toți membrii tind să tragă cam în aceeași parte. Deci nu trebuie să stea cineva să le explice foarte mult, nu trebuie să stea poliția în spate să-i păzească, nu trebuie să aibă legi dure prin care orice abatere să fie sancționată cât mai agresiv posibil, cum se tot spune că nu avem noi legi destul de tari, nu. Legile și, în general, partea de pază sunt utile doar pentru a ține în frâu elementele periferice ale societății. În momentul în care societatea în întregime nu are încredere, legile nu pot să-i impună încredere, ba împotrivă, tind să o submineze. Pentru că acordă foarte multă putere unor actori din jurul acelor societăți, iar puterea, se știe, tinde să corupă. Fără un mecanism de comunicație eficient care să transmită faptul că aceia sunt corupți, întreaga societate tinde să ajungă coruptă și ajungem ca întreaga societate să ajungă să se prăbușească. Și putem să vedem în practică acest lucru, iarăși într-un studiu științific, s-au făcut teste prin care să estimeze gradul de încredere în diverse societăți. Putem vedea aici cum societățile pe care le considerăm avansate nu sunt neapărat avansate pentru că au o legislație extraordinar de deșteaptă, ci pentru că sunt societăți de foarte înaltă încredere. Pe acest grafic, făcut destul de interesant, apar practic două seturi de date. În 1990 și în 2010, cam așa, orientate. De-a lungul acestei axe diagonale avem gradul de încredere în testul inițial, în 1990, să spunem, și deplasarea față de axă este cum s-a deplasat încrederea până în 2010, orientativ. Putem observa aici, în partea din dreapta sus, societăți cu grade foarte ridicate de încredere și cu grade de încredere în creștere, cum știu și eu, Norvegia, Suedia. Modelul nordic nu este, cum spuneau niște cunoscuți politicieni, un model în care toată lumea are de toate și e minunat și facem niște legi care aici o să fie bine. Nu, modelul nordic este, de fapt, modelul în care oamenii trag împreună la aceeași căruță, cam în aceeași direcție, se sincronizează cumva și fac asta printr-o comunicație foarte eficientă. Ei vorbesc foarte puțin, mulți observat s-au dus acolo, ei nu s-au luat taclale, nu povestesc nimicuri, cum fac în general sudicii. Ei, oarecum de explicat, crescuți într-o climă nu neapărat foarte atractivă, aveau lucruri mai importante de făcut decât să stea după Brașoave. Dar ce transmit foarte punctat și țintit. Și ei formează o societate foarte închisă. Deci, deși la noi e prezentată ideea că acolo se face foarte mult multiculturalism, în realitate nu e chiar așa. Înăuntru, în centrul societății, în grupurile localnicilor, se intră foarte greu și se iese foarte ușor. Pentru că dacă ai călcat pe bec, nu te mai spală nicio mie de ape. Și atunci nu au nevoie de foarte multă poliție să stea în spatele fiecăruia, pentru că toți știu că fac același lucru și îl fac cu oarecare umilință epistemică și nu numai. La ei este așa numită legea lui Jante, sau Iante, nu știu exact cum se pronunță, prin care orice cetățean trebuie să fie în primul rând umil. Indiferent câtă avere are, indiferent câte știi, el trebuie să nu se considere deasupra celor din jur. Asta iarăși contribuie enorm la gradul de încredere, pentru că e greu să aibă cineva încredere în tine când îi spune, te uiți la mine, ce băiești, uite ce mașină grozavă. Ei nici măcar nu prea merg cu mașinile foarte grozave, pentru că se cam fac de râs. Deci sunt negative ca imagine în acest punct de vedere. În partea de jos, aici putem vedea state în care gradul de încredere nu este chiar foarte ridicat și aici ne găsim și noi, cu un grad de încredere jos și în scădere. Deci avem o explicație posibilă a faptului că nu suntem chiar acolo unde ne-am dori. Chiar dacă avem norocul, dată unor contexte, să fim mult mai bine decât am fost cândva, mergem relativ greu la deal,
Și unul din principalele motive este exact acesta. Nu avem încredere unii în alții, avem încredere din ce în ce mai puțin între noi. Iarăși putem să găsim explicații în trecutul istoric. În modul în care ne-am constituit până la urmă noi ca națiune aici, noi suntem până la urmă copiii Carpaților. Munți care sunt oarecum specifice în sensul că asigură oarecare protecție, dar nu blochează complet transportul și comunicațiile. Noi am crescut până la urmă în istorie, sau cel puțin așa spun istoricii, ca crescători de animale, ne-a specializat, să spunem. Deci limba, presupun că a fost elementul de transmisie a meseriei, a breslelor, pentru că la acea vreme, după căderea Imperiului Roman, triburile erau oarecum specializate. Chiar și înainte era același lucru. În general, acest domeniu de multe specializare în care fiecare națiune se pricepe la toate, e o chestiune relativ recentă, posibil ca un efect al grupării, al trecerii peste etapa tribală și a încregării unor zone naționale mai largi. Dar la acea vreme, în general, cam fiecare cultură avea oarecare specializare și specializarea noastră era probabil creșterea de animale, o activitate care permitea un trai semisedentar. Nici nu ne plimbam ca alții cu caii dintr-o parte altuia continentului, nici nu prea stăteam într-un loc, pentru că aveai nevoie să mergi după unde aveau condiții animalele, după unde aveau de unde paște, de unde puteai să vinzi carnea, deci trebuia să mergem să facem schimburi comerciale ca să preluăm ce mai fi avut nevoie undeva către un drum comercial, și astfel de drumuri comerciale treceau în Balcani, la sudul României. Și în acest motiv aveam probabil nevoia de a ne deplasa dintr-o zonă în alta, ceea ce explică o chestiune care ne nedumerește mulți lingviști, chiar acum văd că se tot tipăresc tot felul de cărți în acest domeniu, care se spune că nu e imposibil noi să fi existat aici în acea perioadă, pentru că e o uniformitate prea mare a limbii pe o zonă mult prea largă, ceea ce nu s-a întâmplat decât în țări conduse centralizat, care au impus o singură limbă și au distrus activ celelalte. Faptul că unele țări au ajuns așa nu înseamnă că e singura cale de a ajunge. Este, știu și eu, credibil și că limba s-a uniformizat pur și simplu prin faptul că ne deplasam relativ ușor. Nu formam comunități foarte mari care să își dezvolte o cultură proprie complet izolată. Nu prea aveam orașe care presupuneau așa să stăm într-un loc mult timp și să formăm o suprastructură socială care ne expunea până la urmă la probleme militare, pentru că pentru care trebuie să stai într-un loc, trebuie să te poți apăra când vin diverse alte triburi care erau specializate în jaf. Și pur și simplu nu aceea a fost specialitatea noastră. Alte națiuni au mers pe direcția specializării în a sta stațional într-un loc și de a te apăra acolo. Noi am mers pe ideea, suntem cam în zona asta și e mai puțin nevoie să ne apărăm, pentru că putem să ne dispersăm printre munți. Dacă aici vin tătarii, trecem dincolo, dacă acolo vin și goții, vinem din pace, ne desurcăm cumva. Ceea ce ar explica pe undeva uniformitatea, relativa uniformitate culturală, pe de altă parte explică și lipsa evoluției unei încrederi reciproce. Pentru că noi nu am trecut prin faza în care să trebuiască să credim ceva mare, în care să trebuiască să stăm împreună, că ne place, că nu ne place de celălalt. Aveam un scop comun mai înalt decât simple antipatii personale sau de altă natură. Când, dacă cuiva nu-i plăcea, aș lua familia și pleca mai departe. Adică unitatea noastră nu era tribul, poate nici familia, poate ceva mai sus, obștea, să spunem. Și obștele fiind și familii lărgite care se deplasau după cum erau condițiile mai potrivite în acest teritoriu relativ mai larg. Am reușit să supraviețuim așa, într-o manieră similară celei din Salcea și Stejarul, cunoscută fabula Salcea și Stejarul, în care stejarul se laudă cât de puternic este el față de beata trestie care se înclină în bătaia vântului în toate părțile, la care vine o furtună și doboară stejarul,
și la care Trestia observă, uite, ce ți-a folosit că ești tare. La furtună, noi am rezistat, tu ai murit. Pe de altă parte, în timpuri bune, când nu este furtună, stejarul, într-adevăr, poate crește mai mult și câteodată poate ne-am dorit să fim mai aproape de stejari. Ceea ce nu se întâmplă de la sine. Deci, simpla lipsă a furtunii nu este suficientă ca pentru a crește stejari în mâlul unde crește în mod normal Trestia. Acolo mai trebuie ceva. Trebuie cineva să aducă pământ bun. Trebuie să aibă grijă, să-l are, să-l păzească de burieni. Este nevoie de un efort. Cineva trebuie să facă efortul acela și nu e clar dacă noi suntem pregătiți sau capabili să ne mobilizăm, să facem un acest efort încât să reușim pas cu pas, sigur, cultura are o inerție imensă. Nimic nu se poate schimba nici pe o zi pe alta, nici pe un an pe altul, zeci de ani, poate chiar secole. Dar dacă se împinge cât de puțin, încet, încet, la deal, poate cândva avem o șansă să urcăm mai sus pe această axă, care este până la urmă o axă a șanselor. Dacă nu o facem, această șansă mă tem că nu prea există și să ne lăsăm doar în baza norocului e poate un joc de noroc prea costisitor. La revedere!